Polițiștii maramureșeni avertizează că a revenit în peisajul infracțional o metodă de înșelăciune care a făcut multe victime în anii trecuți și în județul nostru. Este vorba despre metoda prin care victima este anunțată că este fericită câștigătoarea unui premiu substanțial, oferit de o firmă cu renume, dar pentru a intra în posesia premiului, aceasta trebuie să depună o sumă de bani într-un cont. Poliția municipiului Mare a fost sesizată ieri de un bărbat în vârstă de 40 de ani despre faptul că a fost înșelat cu suma de 1150 de lei de persoane necunoscute. El a declarat în fața oamenilor legii că ar fi primit un mesaj pe telefonul mobil în care era anunțat că a câștigat un laptop și suma de 10.000 de euro în urma unei extrageri efectuate de o firmă de electrocasnice. Pentru a intra în posesia premiului, el a fost fătuit să depună într-un cont bancar o sumă de bani, lucru pe care l-a și făcut. Ulterior și-a dat seama că a fost înșelat și a anunțat poliția. Cercetările continuă în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune și pentru identificarea autorilor, însă polițiștii recomandă cetățenilor să nu dea crezare unor mesaje privind câștigarea unor sume substanțiale sau a unor bunuri de valoare dacă nu au cunoștință de derularea unor astfel de campanii de către o anumită firmă mai ales dacă li se solicită bani pentru a intra în posesia așa zisului premiu.